Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi, oferit de horoscopulzilei.net. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja și să ne lăsați un comentariu. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Astrele promit să recompenseze cu generozitate pe aceia dintre noi care vom fi destul de persistenți, de inventivi și muncitori. Ele ne recomandă să ne unim forțele cu cei care ne înțeleg obiectivele și aspirațiile. În această zi nu va fi nimic mai util decât sprijinirea aliaților de încredere. Conjunctura astrală ne va oferi oportunitatea de a lucra fructos, dar aproape că nu va lăsa nimănui șansa să se relaxeze. În schimb, vom putea demara cu succes o afacere sau un proiect complet nou. Noroc de bani și planuri în cariera profesională. Astrologii au vești bune și întrevăd surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului. Berbec. Nativul berbec va avea o zi favorabilă pentru rezolvarea problemelor stringente. Intuiția îi va spune exact cum și când să acționeze. Nu va trebui să creadă tot ce îi spun ceilalți, deoarece va fi posibil ca cineva să încerce să-l inducă în eroare. Înainte de a începe noi activități, ideal va fi să-și evalueze corect abilitățile și resursele disponibile. În această zi, nativii berbec sunt sfătuiți de astrologi să fie sinceri cu propria persoană, să fie puțin egoiști cu cei din jur, dar să se gândească mai mult la propria persoană. Gândiți-vă la dorințele și planurile voastre de viitor și puneți în aplicare ceea ce vă doriți. Orice vis poate deveni realitate, iar uneori este bine să vă puneți pe primul loc. Astrele îi recomandă nativului berbec să nu creadă că posibilitățile sale vor fi nelimitate. Către seară chiar va avea nevoie de odihnă, deși nu va recunoaște niciodată acest lucru. Volumul de muncă excesiv va putea avea un efect negativ asupra stării sale de sănătate și să nu uităm că o nouă săptămână e gata să înceapă. Taur. Deși va fi lipsită de evenimente speciale, ziua va fi destul de neplăcută pentru nativul Taur. Acestuia îi va fi dificil să rămână calm pe parcursul acesteia. Va fi iritabil, nerăbdător, va pune prea multă inimă în acțiunile sale. Poate că atingerea unor obiective va trebui amânată pentru mai târziu, pur și simplu pentru că în acest moment va fi puțin probabil ca cineva să-l poată ajuta. De ceva vreme, nativii Taur duc o luptă grea cu rutina și simt nevoia de o schimbare radicală. Activitățile care cândva te făceau să vibrezi de fericire, astăzi ți se par plictisitoare și simți că bați pasul pe loc. Astrele îți recomandă să te concentrezi mai mult pe locuință și pe familie și să uiți măcar azi de problemele de la locul de muncă. Reamenajarea unui colț de relaxare din casă îți va schimba complet starea de spirit. Totuși, vor avea loc unele negocieri, însă nu se vor lua decizii definitive. Indiferent ce va intenționa să facă, astrele îl sfătuiesc pe nativul Taur să evite persoanele sau situațiile stresante, deoarece va fi foarte sensibil în această zi și își va pierde cu ușurință echilibrul. Gemeni. Ziua îi va deschide perspective benefice nativului Gemeni, aceasta putând fi folosită pentru a porni o nouă afacere sau pentru a desfășura activități creative. Dacă va fi atent, nu va ceda provocărilor și nu se va grăbi în luarea deciziilor. Această zi va fi extrem de favorabilă. Dacă se va ocupa de chestiuni financiare, va trebui să fie deosebit de atent. Eventualele neglijențe vor putea duce la pierderi importante. Gemenii pun pe primul plan cariera și dezvoltarea profesională și își neglijează problemele de sănătate. Ia o pauză de la tot ce te solicită fizic și psihic și pune mai mare accent pe sănătate. Epuizarea și stresul cauzate de job sunt un motiv de îngrijorare. Focusează-te mai mult pe ceea ce simți, nu ignora nici cea mai mică durere și mergi mai des în locurile care îți aduc liniște. Detașarea este cel mai bun remediu în astfel de momente ale vieții. Seara va fi petrecută de nativul Gemeni împreună cu cei dragi. Comunicarea va fi plăcută, iar starea sa de spirit se va îmbunătăți considerabil. Prietenii apropiați vor putea să-l viziteze în mod neașteptat spre bucuria sa. Rac. Ziua va fi obositoare pentru nativul Rac, deja de la jumătatea ei va simți cum forțele sale se epuizează. În plus, va primi vești negative despre o persoană apropiată. De asemenea, va fi posibilă izbucnirea unui conflict în familie, pornit de la o cauză banală. Familiștii zodiacului Racii își doresc de ceva vreme o schimbare pe plan sentimental. Nu te mai regăsești în relația actuală și dai vina pe monotonie, dar adevărul este altul. Simți ceva mai mult decât o prietenie pentru o persoană cu care ai interacționat mai des în ultima vreme. Astrologii spun că nu ar trebuie să te arunci în situații ieșite din zona ta de confort și să fii cât se poate de prudent. Deciziile luate la cald îți aduc regrete. Nu va fi de dorit să participi la evenimente sociale, mai ales la cele ce se pot prelungi târziu în noapte. Ele îi vor strica starea de spirit pentru o lungă perioadă de timp. Prin urmare, astrele îi recomandă nativului Rac să-și petreacă seara în atmosfera intimă și relaxantă a căminului, departe de agitația lumii. Leu.
Nativul leu va avea o zi fructoasă. O combinație neașteptată de circumstanțe îi va permite să întâlnească persoane influente, dispuse să investească într-un proiect mai vechi de-al său. Vor exista propuneri interesante privind cooperarea sau chiar începerea unei noi afaceri. Leii trec printr-o perioadă excelentă la locul de muncă. Cariera la care ai visat de mic are mari șanse să prindă aripi. Depinde de tine cum vei gestiona această oportunitate și ce sacrificii ești dispus să faci pentru a ajunge acolo unde îți dorești o viață. Dă dovadă de disciplină, ordine și structuri puse foarte bine la punct și vei fi apreciat pentru asta. La final, roadele muncii tale te vor face să te simți cel mai împlinit om de pe pământ. Schimbările majore nu vor fi excluse. Ele vor putea începe cu un lucru minor, dar făcând primul pas într-o nouă direcție, nativul leu nu va mai dori să se oprească. Încrederea în sine, optimismul și deschiderea sa către noi relații îl vor face extrem de creativ în cadrul reuniunilor la care va participa către seara. Fecioară. Nativul Fecioară va avea o zi neutră, fără evenimente semnificative sau mari schimbări. Se va descurca perfect cu rezolvarea multor probleme complexe, adesea intuiția ajutându-l în cea mai mare măsură. Îi va fi utilă și experiența acumulată anterior, aceasta chiar îl va putea ajuta la găsirea celui mai scurt și mai simplu mod de a-și atinge obiectivul. Fecioarele nu au reușit să se rupă de trecut, iar asta le împiedică evoluția sentimentală. Vorbește deschis despre frământările pe care le ai, despre trăiri, amintiri și persoane care și-au lăsat amprenta în viața ta. Ia-ți o zi, câteva ore sau cât simți că ai nevoie pentru a vindeca rănile trecutului. Cei dragi îți simt neliniștea sufletească și vor doar să te ajute, așa că lasă-i să-ți fie pansament. Totuși, astrele îi recomandă să nu încheie tranzacții sau să investească în proiecte de afaceri, deoarece nu va fi momentul potrivit. La a doua jumătate a zilei, nativul Fecioară va avea șansa de a cunoaște persoane care îl pot învăța multe lucruri utile. Seara va fi favorabilă întâlnirilor romantice sau reuniunilor cu prietenii. Balanță. Ziua va părea promițătoare pentru nativul Balanță, dar multe dintre speranțele sale vor putea fi neîntemeiate, iar eforturile zadarnice. Va pierde ocazii una după alta, va da vina pe alții pentru eșecurile sale și nu va trage nicio învățătură din greșelile făcute. Iritabilitatea crescută nu-l vor face un companion plăcut și va observa că mulți dintre cei apropiați vor prefera să stea departe de el. Toate aceste animozități se vor întâmpla datorită unor discuții privind managementul unei proprietăți comune cu alte persoane. Cei aflați sub semnul zodiacal al Balanței trebuie să învețe să-și mai țină portofelul închis. Trebuie să economisiți bani și să evitați cheltuielile costisitoare în această perioadă. Altfel, veți avea de suferit. Analizați-vă prioritățile și țineți cont de lucrurile de care aveți cu adevărat nevoie. Doar așa vor veni vești bune pe plan financiar. Pre seară vor fi posibile cheltuieli nejustificate, nativul Balanță încercând să se relaxeze activ prin shopping. Scorpion. Ziua va fi destul de dificilă pentru nativul Scorpion. Pentru a rezolva problemele apărute, va fi posibil să aibă nevoie de ajutor. Vor exista unele dezacorduri cu persoane pe care înainte era obișnuit să le considere aliații săi. Dintre acestea, cineva se va putea supăra serios sau va avea resentimente. Relațiile personale vor fi mult mai ușoare și mai armonioase decât cele de afaceri. În comunicarea cu prietenii, cu greu vor apărea dificultăți. Problemele birocratice le pot da scorpionilor bătăi de cap în această zi, așa că singura soluție este să verifice de două ori actele, documentele sau hârtiile de pe birou. S-ar putea să fiți solicitați pentru anumite sarcini care nu mai pot fi amânate. Seara va fi potrivită pentru întâlniri romantice, iar nativul Scorpion va fi înțeles de persoana iubită doar dintr-o jumătate de cuvânt. Săgetător. Nativului săgetător îi va fi dificil să dezvolte relații cu ceilalți. În această zi va fi mai criticat decât lăudat, chiar și de către cei care l-au susținut anterior în toate privințele. Astrele îl sfătuiesc să nu-și facă griji, să rămână optimist și să facă tot ceea ce va crede că va fi necesar. Nu vă fie teamă de schimbări majore și apelați la un design totul diferit pentru locuința voastră. Poate și grădina, dacă aveți, necesită o nouă înfățișare. Petreceți ziua în jurul casei și la final spre seară veți fi extrem de fericiți cu rezultatul produs. Veți primi laude și chiar propuneri din partea vecinilor de a-i ajuta. Această abordare îi va permite să-și atingă rapid obiectivele. Va fi posibil să realizeze chiar mai mult decât se va aștepta și în același timp să acumuleze informații prețioase ce vor fi extrem de utile în viitor. Seara va fi momentul potrivit pentru nativul săgetător să-și amintească de un hobby mai vechi, fapt ce îl va bucura nespus. Capricorn. Nativul Capricorn va avea o zi favorabilă pentru consolidarea legăturilor de familie și pentru îmbunătățirea comunicării cu cei dragi. Astrele îl sfătuiesc să nu planifice călătorii în acest moment, acestea vor fi foarte obositoare și nu la fel de interesante cum își va dori. Nativii Capricorn trebuie să reflecte asupra asocierilor, parteneriatelor și a anturajului. Un refresh în ceea ce privește raportul de forță între ele este esențial. Fiți vigilenți, atenți la tot ceea ce vă înconjoară, stați departe de conflicte și nu creați tensiuni, mai ales în familie.
familie. Altfel, veți regreta mai târziu. Ziua va fi propice rezolvării problemelor casnice. De fapt, activitățile mentale vor fi mai potrivite decât cele fizice. Va trebui să anuleze eventuala programare la sală și să manipuleze cât mai atent aparatele electrice din locuință. O simplă plimbare de seară în aer liber va fi benefică pentru nativul Capricorn. Vărsător. Deși nu totul va merge așa cum a intenționat, nativul vărsător nu va avea motive serioase de îngrijorare. Va putea ghici ușor ce să facă pentru a-și atinge obiectivele. Va găsi rapid o cale de ieșire din situații dificile. Intuiția sa aflată la cote maxime se va putea baza pe ea în orice situație. Cei aflați sub semnul zodiacal al vărsătorului se simt creativi, iar cea mai bună variantă este să considere locuința o pânză care necesită puțină culoare. Schimbați mobila, vopsiți pereții sau pur și simplu cumpărați o vază nouă pentru masa din sufragerie. Orice ați modifica în locuință vă va oferi un aer fresh de primăvară. Va avea oportunitatea de a obține câteva informații importante. Nativul vărsător va fi foarte atent, va observa tot ceea ce se va întâmpla în jurul său și va atrage concluziile corecte. Seara va fi potrivită pentru discutarea unor probleme de familie, unde obligatoriu va trebui să țină cont de dorințele celorlalți. Pești. Ziua îi va rezerva nativului Pești o mulțime de surprize. În mod neașteptat vor apărea probleme și sarcini care vor necesita o abordare imediată. În astfel de situații va fi necesar să se bazeze pe intuiție. Sfaturile ei vor fi inconfundabile și exacte. Peștii sunt puțin prea nostalgici și tind să se blocheze în situații din trecut. Cu toate că poate fi confortabil emoțional, stelele vă recomandă să vă detașați de lucrurile care nu vă fac fericiți. Vorbiți deschis și sincer despre sentimentele, trăirile, supărările voastre cu cei dragi. Ascultați sfaturile lor și veți reuși categoric să găsiți o rezolvare. Va avea tendința de a se baza pe o anumită persoană, dar astrele îi recomandă să evite acest lucru, deoarece va fi un risc considerabil să aibă încredere într-o persoană ce se va dovedi ulterior că o va interesa mai mult propriile interese decât proiectul comun. Către seară, nativul Pești va iniția o reuniune de familie unde va propune sprijinirea necondiționată a rudelor mai în vârstă. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, vă rugăm să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uitați să ne lăsați și un like sau comentariu și să vă abonați la noul nostru canal Horoscop și Astrologie, unde veți găsi horoscopul săptămânal, lunar și alte chestiuni legate de astrologie. Mulțumim!